Bună ziua! Numele meu este Lucian Cristian Oancea. În principiu mă ocup de două cenacluri de science fiction, fantasy și horror din București. Este vorba de Wolfsberg, care are ședința o dată pe lună sâmbătă, de la ora 3:30-4 fără un sfert. Și de cenaclul Martinilor, care se întâlnește în fiecare a treia marți a lunii, la Muzeul Național al Literaturii Române, sediu din Calea Criviței. De asemenea, mai avem un proiect, consider eu, destul de interesant. Primele două produse le vedeți aici. Maestru Surgiu, lângă. Este vorba de proiectul ZIN, revista de science fiction, fantasy și horror a României. Iar lângă noi... Lângă noi se află Liviu Surugiu, care are în coordonare pregătirea numărului 3 și care o să ne spună câteva surprize referitoare la acest număr. Și de asemenea avem pe Cristina Ghidoveanu, cea care realizează în momentul de față exploratorii zilei de mâine, lumii de mâine, pe care eu îi repotez de fiecare dată. Hai să începem cu Cristina și după aceea continuăm cu Liviu. Ok? Ok. Ce pot să vă spun? Exploatorul de prevenire este o rămășită a ceea ce a fost pe vremuri. Încercăm să facem ce putem în 5 minute pe săptămână, că atât a binevoit conducerea radioului să ne lase. De pildă, săptămâna viitoare va fi militată prin telefon, că poate să stea de la serviciu Ana Maria Nepilă. Da, cât despre ZIN, a spus domnul Dăbutul, eu mă ocup și cu preznirea autorilor din revistă. Apropo de greșeli, greșeli de tastare până la greșeli de exprimare. Sigur că bănuiesc că am elogoat de cel puțin 3 oameni chestia asta. Eu fac ce pot și de obicei un număr întreg în 2 zile, cam așa. Dar vreau să ziceam să facem un pic la numărul 3, pe care îl pregătim. Pe partea separată de literatură va exista un articol de Alexandru Mironov, va exista un articol de Lucian Dragoș Bogdan. Sperăm să avem un material interesant și de la Irina Margareta Nistor, care să continue colaborarea cu noi. Domnișoara Medaru. Iar pe partea de literatură îi dau mingea lui Liviu Surugiu. Era prin decembrie când Silviu prezent aici în sală, știți cu toții, pe Silviu Jurinski, mi-a zis hai să edităm noi un număr. Pe principiu că la marile case se face asta o dată pe an, din nou un guest editor. Și mie mi-a plăcut ideea de la bun început, mai ales că între timp deja vorbisem cu Lucian să fiu eu cel care încearcă să ia legătura și să aducă la prețuri cât mai mici și la calități, la calitate, autori americani. Așa și acolo de altfel numărul 2, William Ledbetter. Pe aceeași parte, nu pe alta, am început imediat munca împreună cu Lucian și cu Silviu. A fost ceva muncă, s-a terminat de mult de vreo lună când am predat toate textele. Sunt 6 autori, români bineînțeles. E vorba de Tudor Amatei, Alexandru Lambă, Lucian Vasile Sabo, Daniel Timariu, Rodica Bretin și al 6-lea scapă numele. Nu mai țin minte, nu știu cine. Cine sunt? Eu știu de 6. A, 6 este Lucian Dragoș Bogdan cu articole. Le-am dat un articol, da. Iar pe partea străină avem mai multe opțiuni.
Ambele au rămas în finală, să vedem cum o să facem pentru numărul ăsta, o să decide Lucian. Ori să fie Garnet Dozois, care va apărea cu două poze, una din 1984, pentru ea un Nebula, mi se pare, iar alta din 2017, la distanță de aproape 40 de ani sau pe acolo. Și asta din 2017 sigur va fi nominalizată la marile premii americane, pentru că el e un nume, de ce nu, are 18 premii Hugo, în calitate de editor, ce drept la Asimov, unde a lucrat mai mult de două decenii. În numărul ăsta, Lucian o să decide ori să pună aceste două proze, ori una de mai creznic, ori altele. Avem, material este atât pe partea străină, nu ne uităm, știi cu toții că de-aia au invadat România și toată lumea, nu vreau să asune cu proze uneori bune. Am constatat că și la noi sunt texte și autori. Nu prea citesc în ultima vreme decât pe ceea ce sunt setat. Mi-au plăcut toate prozele, n-am avut mari obiecții, au fost doar niște scăpări, n-am cerut decât să fie de acord cu ceea ce dăduse Neocu Roșu și toți au fost fără nicio obiecție, dar au fost modificări foarte mici, unde mi se părea mie că sună și culmea că după aceea toți au zis, da, parcă sună mai bine așa. Asta a fost cu proza scurtă pentru Zin 3, care, apropo, la proză fiecare să-și dea cu părerea când va cumpăra și va citi revista. Dar în ceea ce privește coperta, vă spun, pentru că pierd timp să mă uit la copertele altora de dincolo de granițele noastre, este o copertă mondială. Deci nu am văzut eu, e fenomenal, părerea mea. Lucrurile bune o să continue și numărul 4. Avem o proză din Islanda. E una dintre rezervele pentru numărul 3. Vrem ca la începutul lunii aprilie să intrăm în traducere, indiferent că semnăm cu Tozoi sau nu, trebuie să fie tradusă proza din limba străină și durează câteva săptămâni. Este domnul Dinca aici, care are o proză numărul 4. Ce angajament pot să-mi iau este că la sfârșitul lunii aprilie, începutul lunii mai, ieșim cu numărul 3, iar numărul 4 va fi relativ aproape, până la jumătatea lunii iulie. De asemenea, anul acesta vom continua să apărăm o dată la 3 luni, iar ca noutate deosebită, astăzi am avut o întâlnire interesantă dimineață alături de domnul Jureschi și de Viorel Purtigras, partea craiovenă a echipei. Și luăm în considerare, acum să vedem dacă o să se alinieze și stelele, un număr special în 2019, în care să vină cei mai buni autori care au apărut în zi cu lucrări originale în fel de antologie. Și care să fie marca zi, să fie un fel de extra special number. Tu ce ți-ai mai dorit? Eu am propus și se pare că e de acord și Silviu și Lucian, ca la final de an, și asta să se știe, dar fi bine mai de timp mai dinainte, nu la final de an, să se dea și premiile zin, însă să se dea, cum face de exemplu Asimov, pentru prozele publicate în revista zin. Mi se pare absurd ca revista zin să dea premiul pentru prozele publicate în revista Analog sau alte reviste din România, Argos, Gazeta SF, oricare dintre prietenii noștri ar fi. Pentru că ar fi multe avantaje. În primul rând, premiul ar fi acordat de cititori, de cei care au citit. În al doilea rând, și ăsta ar fi avantajul principal și ultimul, ar stimula, sunt totuși 60-80 de autori, de care 20-30 pe care îi cunoaștem un pic mai bine și alții pe care îi cunoaștem un pic mai puțin, iar stimula să publice în zi, atât pentru a lua un premiu neapărat ca diploma, cât în bani și poate cu timpul să ne vorbim de la început, ar deveni ceva pe care eu primim numai și numai al cititorilor, cu nume și prenume. Sunt Ion Ionescu, am citit, am votat. Dar proze apărute doar în zi. Nu e un egoism, nu e o introvertire, nu e o retragere, din potrivă, e o tendință de atragere. Așa fac foarte mulți dincolo și în felul ăsta și fidelizează cititorii și fidelizează și un grup de
autori, pentru că de ce să nu recunoaștem dacă, de exemplu, Lucian mi-a fi zis pentru numărul ăsta să fie 10 proze, n-ar fi fost 10 proze. Că asta este, nu suntem 600 de milioane de locuitori, nu sunt 400 de scriitori SF, sunt 30, 40, eu mai dau și ei în bară, nu scriu tot timpul, mai au servicii unii, nu stau de multe. Iar deocamdată scriitori de science fiction, fantasy și horror din România nu trăiesc din scris, din păcate. Poftim? Cristina, spune de ce ți-ai mai dorit tu de la zi. De la discuția de dinainte, mi-am adus aminte așa printre picături, pentru că se vorbea despre lucrurile, dar anul viitor se vor aniversa 50 de ani de la serializare. Facem un număr tematic? Numărul special va fi o chestie care trebuie să vorbim între noi, dar există 30 de ani de la Revoluție, 50 de ani de la sărbătoare, sunt mai multe motive și mai multe teme dintre care să alegem. Pe da. Cum ți se pare revista? Că nu mi-ai... Bănuiesc că tu ai reușit. Stai că am rămas la Revoluție și la sărbătoare. Ambele la fel de science fiction sau care te-ai ideea? Poți, luată la o temă anume, da, poți să faci un număr special. O soluție ar fi aselenizarea, o soluție, uite, de exemplu, cei de la Brașov fac număr special de centenar. Nu știu cum, numărul special, pardon, antologie specială de centenar. Păi nu, eu am vorbit de 2019. Da. Dar eu nu știu să dai, mai că tu acum ai. Okay. Am vorbit despre cenaturile Urspec și respectiv... Am vorbit despre cenaturile Urspec și de cenacul Marținilor, de care mă ocup eu de organizare. Și am vorbit despre revista Zin, despre următoarele numere ale revistei Zin. Și uite, asta eram norocos că ai venit printre noi. Vreau să te întreb ce părere ai despre revista Zin, că totuși ți-a trecut prin mână și n-am apucat noi de să vorbim despre subiectul ăsta. E foarte drăguț, dar nu mi se pare revista, mi se pare că... Dar nu e revista, trebuie să fie flop, așa, să poată fluturile, că nu te ții în mână. Să poți urma din buzunar de la spate. Au fost discuții multe, chiar am citit câteva articole foarte bune scrise de Horia Nicola Usunete, să reia apariția Galileo, când făcuse și sondaje și răspunsese foarte mulți, care sunt mulți prieteni, nu știu, nu sunt pe aici acum, de la Bebe Libraru până la Florin Pătea, toți își aduseră părerea, părere foarte bune. Cum ar fi mai bine să arată o revistă? Să arată ca o revistă, revista A4 și la care Costi Culba a comentat și a spus, dacă vrei să faci multă imagine, eventual și un video, ok. Dacă nu, formatul pe care majoritatea l-a votat, să zicem A5, mai sau mai puțin de carte de bibliotecă. Plus că ăsta este și formatul agreat în multe țări, dar nu interesează alte țări, că nici pe alte păiere acolo interesează de români. Până la urmă, asta e numai partea tehnică. Evident că revista trebuie îmbunătățită, dar pentru îmbunătățirea ei, asta depinde numai de autorii români care vor să publice în ea. Acum se întâmplă un lucru foarte, foarte bun. Reapare și Nautilus. Părerea mea, concurența e bună, cu cât mai multe reviste online pe hârtie și aparte, cu atât mai multe șanse să apară un autor. Să știți că sunt autori apăruți, existenți, dacă la ele ne sunt scrie. Eu cunosc unul foarte bine, îl cunosc, a publicat 5 proze în 2013 în gazeta SF, sub pseudonimul Mehdi Rajdah și nu am mai publicat nimic de atunci și proprie zi. N-am mai avut chef. Nu că n-ar fi fost reviste suficiente. E bine să fie reviste multe. Ar fi bine să fie și pe hârtie mai multe. Asta ar fi o concurență productivă, zic eu, un progres. Dar la cum ar fi cel mai bine să arate revista, părerea este împărțită. Mie, de exemplu, mi-ar plăcea să fie mai mare așa, mai lată, mai înaltă. Dar cred că asta este formatul ideal, după părerea majorității. Și dacă s-ar trec mai multe pagini, mai ales că apare la 3 luni, nu zic chiar că 245 ca în Ana Roca Simo și altă. Dar n-ați mai simplu să apară la 6 luni și să fie un...
Al, nu știu dacă almanahurile în ultima vreme mai au succes în România, nici cu revista, și stând de vorbă cu o personalitate în domeniu, nu suntem siguri dacă... Păi, dar ăla e format, pare mie. Apar 6 numere pe an, la toate revistele. De acum, anul a trecut și FSF-ul la doar 6 apariții anuale, ei continuă să apară de 12, apar lunar, dar cei care apar doar online. Apeți magazin, Claire Corls. Dar și Claire Corls îl scoate anual, cum ai spus tu, un volum, un best-of cu genul lui Garner. Asta e o discuție cu... Mie mi se pare orice inițiativă care... Absolut. N-am un problem în care așa. Am înțeles. Era atât am găsit la căpilețul. De fapt și de drept, proiectul nostru înseamnă 10 numere pe care ne-am propus, încercând să ajungem la numărul 11, să fim pe zero, începând să plătim și toți autorii. De exemplu, când iei drepturile din străinătate, în general e contra cost întotdeauna. Mai ales dacă vrei să iei lucrări care au luat premiu, Nebula, chestii de genul acesta. Și la numărul 2 am avut o lucrare de Nebula, cel puțin mai avem încă una care a luat premii Iugo. Mai greznic cu Chiriniaga a luat toate premiile de pe Terra. Și Camber, și Hugo, și Nebula, și toate, are 10 premii. Iar de la Tozoi să luăm o nivelă care a luat premiul Nebula. Acum sperăm să fim cât norocoși în următoarele noastre ediții să luăm lucrări recente care sunt nominalizate și dacă se poate, după apariția revistei noastre, să ia premiul Hugo de Bulanț. Nu neapărat că ar fi mai bine de altele vechi, dar să fie și un refer pentru noi, care este nivelul actual, nivel pe care îl percepem, evident, prin mâna maestră a traducătorului. În cazul acesta, avem noroc, mie mi-a plăcut foarte mult, habar n-am cum suna în engleză povestirea, dar în română, sincer vă spun, mi-a plăcut foarte, foarte mult cum sună lungul drumului către ziua lui Dumnezeu Peter. Este un exemplu despre, când și vorbeam acum două ore mai devreme, despre cum trebuie să scrii, să se poată totul clar și limpede, dacă se poate din prima pagină. Că oferă o surpriză mai târziu. Deschisă și tradusă excelent. Se vede că au și colaborat între ei, au discutat, au lucrat autorul cu traducătorul. Au stat foarte mult în timpul traducerii. Și prețul a fost un preț foarte bun, pentru că la reprint se plătește un cent. Indiferent, un cent cuvântul. Se te plătește cu 7 cenți, 8 cenți, maxim 9. Dacă te numești, eu știu, superstar, atât te plătește o revistă. Iar dacă povestirea a mai apărut în urmă cu mai mult de un an, întotdeauna se vinde dreptul pe un an, și cum a fost cazul povestirii istoriei Fion Life, de ce an, apărut, spuneam mai rând, la Subteranean, în 2008, peste 2 ani a fost editată și de Fantasy. Fantasy a plătit un cent pe cuvânt. Noi plătim mai bine de un cent pe cuvânt. Uite că România plătește mai bine decât SUA la capitolul ăsta. Dar până la urmă, evident că e bine ca, hai să vorbim și în viitor, cum a spus Lucian, este numărul al 10-lea, când și autorii români își vor lua banii, contează, e bine să publici, mai ales la o novelă și să iei 750 de lei, e cum să nu contezi, e jumătate de salariu întreg, dar dorința lui Lucian, și pentru asta îl apreciez, a fost să pună numărul nu doar în a zice, uite, am scos o revistă și a mea, dovadă că, uite, un număr a dat la altul să le editeze, al numărul l-o da cui, nu cui s-o numere, dar cuiva care își dorește lucrul ăsta și o dovedește, să se ofere o șansă în plus, nu neapărat, autorii români au foarte multe șanse ziua de azi, numai cine nu vrea, nu se publică, dar să intre într-o piață în care să existe un pic de concurență, fiindcă să știți că în momentul în care textele vin, ele intră pe grupul Echipazin și sunt luate la publicat și la periat foarte, foarte temeinic. Georgiana, că tocmai a plecat, știe bine despre ce vorbesc, cum a fost cazul unei povestiri care apoi a și ajuns de pomină în România în culegerea aceea de la Berg. Adică nici Azin nu fusese acceptat textul respectiv. Că nu trebuie muncit pe orice, că pictezi, că scrie, fie pe desen. Și e bine că e o revistă în plus, efectul ei
viitor va fi că în anul, dacă nu va mai continua, în anul 2017 și în 2018, poate și în 2019, cineva a înțeles Lucian Cristian Mancea și a sacrificat timpul și nervii ca să mai ofere o pătie de schi. Pentru cine vrea să schieze. Cam asta a fost. Oamenii au schiat, au zis, băi, m-am întrebat, poate unul dintre schiorii ajunge și în Alpi sau în altă parte, cine știe. Cam asta ar fi o viziune. Iar eu cred că viziunea, colaborarea cu scriitorii din Europa. Într-adevăr, pasiunea lui Liviu pentru lumea anglosaxonă, dar în special cea de peste ocean e recunoscută. Cred că totuși pași înainte se pot face prima dată și în Europa. Adică piața franceză, italiană și toate celelalte. Încă mai există piața asta, cum spuneam și eu, Cehia, sunt proste, sunt convins că sunt. Dați-vă, sunt în România la ora aceasta, dacă ne întâmplă ultimii 40 de ani, dacă aș fi plătit, dar nu plătit, că nu banii m-a interesat, dacă m-aș fi setat să uit că pierd o lună din viață, nu, să nu scriu rahaturile mele acolo, pardon de expresie, aș găsi că vreo 30 de ani deja aminte, peste 100 de proze scurte, extraordinare de bune. Aici cred că a semănat și nu, chiar nu face plăcere. Așa vorbește domnul Mironov, extraordinare de bune. Deci am găsit 100 de proze în ultimii 30-40 de ani, extraordinare de bune. De la Mungureanu Alexandru, la Dan Tănuțu Mureanu, de la Horia Ramă, la oricine, câte una de autor, măcar, sau poate și câte două care mi-au spus. Și am dat mereu exemplu acela lui Horia Ramă, o prosă publicată de mult în CPSF, cu nu e un detalii, că nu e vorba de zinți și de casul de față, dar trebuie să promovate, trebuie să ajutate. No, subiectul este, cum a spus Lucian, într-adevăr și din Europa sunt o grămadă de texte care ar merita să fie aduse în atenția autorilor români. Aici este demnă de apreciat munca adevărată, chiar o muncă dificilă, depusă de SRSFF Fantastica, care a dedicat fiecare număr altei țări. Portugalia, Suedia, Danemarca, Rusia, dacă vă uitați pe internet, sunt la liber și sunt pline de detalii, de articole bune, din care ar fi o grămadă de lucruri și proză scurtă de foarte bună calitate. Numai europeană, țările care le-am numit, nu știu, și Irlanda, Portugalia, adică am zis, nu știu dacă și cu Spania au avut un număr special. Da. Ca să revenim un pic la subiectul cu care am început, este vorba de cenaclul Ulspec și de cenaclul marțienilor. Anul acesta există deschiderea asta la Muzeul Național al Literaturii Române. Mă refer la domnul Cristescu, la domnul director Cristescu. Dar anul acesta vom reuși să facem ședințele la Muzeul Național al Literaturii, dar nu cred că vom avea posibilitatea de a face o acțiune, pentru că tot programul pe partea de cultură este canalizat pe treaba cu centenarul. Dar este o idee care s-a discutat la sfârșitul 2017 să facem o expoziție sau o acțiune sau ceva de genul acesta cu ajutorul muzeului, câteva sări dedicate pentru fenomenul de science fiction, fantasy și horror din România de-a lungul timpului. Ar fi o chestie pe care o putem discuta din vara, toamna aceasta, urmând să o programăm pentru 2019, când se vor fi mai libere. La cenacul marținilor e a treia marți a fiecare luni de la ora 5 după amiaza în Calea Gribiței, numărul 6466. Și vă invităm să veniți, că nu aveți ce pierde, din potrivă 100% aveți ce câștiga. Nu sunt mulți oameni, sunt 10, 15, 20 de persoane, dar sunt toți numai unul și unul, puțin, dar bun. Și e păcat să aveți ocazia de a fi alături de la, eu știu cine, domnul Mironov, până la vocea lui domnul Breț, pentru că e o ocazie, nu știu, vremele s-au schimbat, vremea că nu mai sunt apreciate în ziua de azi. Niște lucruri pe care am dat, cel puțin eu că sunt mai bătrân, mi le doream foarte mult. Ai ocazia să întrebi, să ți se răspundă, să nu
fie de cu toată lumea pe același palier, să acumulezi, să pleci, chiar pleci cu idei foarte, foarte, foarte interesante. De adevărat, e o oră din viața ta, faci ce vrei cu ea, plus o oră dusă într-o stipină unde stai, dar merită să vii la Marțini, chiar merită. Eu sunt membru și la Prospect Art, și acolo merită, nu este... Dar la Marțini, mai ales că este la început, eu aș sugera tuturor să treacă pe acolo, ca să își dea seama dacă apoi mai e cazul să revină sau nu. Poate spune, păi nu mi se potrivește cu moșnegi ăștia aici sau eu știu, poate spune, eu de ce tineri interesanți. Merită mult. Ok. Întrebări? Din sală? Eu răspunsul de așa mai avea, dar n-am întrebări. Păi, atunci vă mulțumim că ați participat. Și abia aștept să ne revedem, nu la următorul Final Frontier. Mai avem acțiunea Știință și Tehnică, nu mai știu, la începutul mai... E ceva, parcă? Nu, începutul mai... Când se aniversează zborul Domnului Prunea. Da, da, da. Așa, la Biblioteca Națională, Atlanticul în anul ăsta, 28 iulie și 5 august. La Bucfest vor mai veni oamenii la Bucfest. Nu știu dacă zi nu va participa la Bucfest, asta mai e de văzut. Am o mică întrebare legată la Atlanticul. Pe descriere vor să facă site sau? Descrierile vor fi deschise pe site și vor fi mai multe programe. Anul trecut mi se pare că era obligatoriu să ai, să fii participat la două programe, mi se pare. Prețul va fi probabil în jur de 1 milion de lei. 100-120 de lei este taxa de participare care se achită o singură dată și dacă dorești și masa de prânz și masa de seară, e în jur de 400 de lei de toată durata de zi. Am și o întrebare pentru Atlanticul. Banii aia se mai dau pentru premianți? Adică nu mă refer la banii pe 2016. Acolo sunt chiar buni pe 2017. O să încerc să plâng la bani, zic. Sorinte, Pandovici a zis că da. O să se dea. Eu l-am întrebat, el dă atât de bani și de antologie și a zis că da, se face, se trece, o să fac un eveniment în care o să dea premiile și așa mai departe. Deci, noi trebuie să sperăm. Și să ai cortul, să ai tot ce trebuie. Adică, uite, poți vorbi cu Marius, cu Cristina, cu mine, sunt anumite lucruri care trebuie să ții cu tine. Da. Alte întrebări? Pentru cine nu știe, Atlanticul nu este o tabără, o experiență pe insula mijlocul Dunării, la 20 de km nord față de cea mai. Alte întrebări? Altă întrebare? Altă întrebare?